mai vine. Nu mai vrea, nu? Nu mai vine. Hai, da, mă așteptam, sincer. Vă mulțumesc că ați venit, așa în număr mare. Mă simt emoționat și mă bucur că ați venit. Care sunt concluziile după tot ce s-a întâmplat acolo? Cum ai trăit? A fost o cupă mondială frumoasă. Într-adevăr, nu ne-am îndeplinit obiectivul, dar momentele care le-am trăit acolo au fost unice. Inclusiv să o cer pe viitoarea ta soție pe Wembley. Cum a fost? Inclusiv și această cerere. Normal, a fost un moment foarte special pentru mine și de asta am și ales să o fac la Cupa Mondială. Ați bătut recordul de audiență la meciul cu Irlanda. Cum a fost? Da, a fost un meci foarte, foarte bun și un moment foarte frumos. Ce impresionează cel mai mult la Cupa Mondială? Clar, meciurile care le-am avut acolo au fost echipe puternice, mari națiuni și ca să dai piept cu așa echipe se întâmplă poate o dată la 4 ani. Mai greu pentru voi că nu ați câștigat Italia și din nou trebuie să jucați și nu v-ați calificat direct? Da, este foarte, foarte greu. Clar, Italia a fost mai bună ca noi. Dacă avem și noi meciuri așa, cu așa echipe, an de an, clar vom crește și vom deveni mult mai buni. Te așteptai la o asemenea primire? Sincer, da. Mă așteptam să fim primiți. Cred că nu ne-am făcut de râs la campionatul mondial și am reușit să facem o performanță destul de bună. O victorie, am jucat destul de bine cu cele mai mari națiuni ale lumii și suntem foarte mulțumiți. Ce să spun, al treilea campionat mondial, e ceva unic în viața unui rugbyist și sper să nu fie ultimul. Vă va fi mai greu acum când nu ați bătut Italia? Nu cred că o să ne fie mai greu, o să ne fie la fel. Suntem niște jucători muncitori și sperăm ca pe viitor să reușim să jucăm destul de bine și să aducem rezultate, să ne calificăm pentru Japonia. Știm că o să fie greu, dar noi o să ne jucăm șansa și cred că o să ne calificăm pentru 2019. Cum a fost să jucați în fața atâtor oameni, cum a fost la meciul Irlanda? Ceva unic. Nu pot să vă descriu în cuvinte. 90.000 de oameni care făceau o atmosferă foarte plăcută și ea nu știu ce să spun, a fost ceva unic. Da, o experiență unică pentru toți cei care am fost acolo. Suntem mândri de ceea ce s-a realizat acolo. Lumea vorbește frumos despre România, despre echipa națională de rugby. Trebuie să clădim pe ceea ce s-a construit acolo și să avem continuitate. Primire pe măsură? O primire pe măsură, într-adevăr, nu suntem obișnuiți cu atâtea camere. Nu știu dacă pot spune că ne așteptam, însă am avut ceva zvonuri și suntem bucuroși că lumea e alături de noi și ne răsplătesc astfel pentru ceea ce le-am oferit pe parcursul Cupei Mondiale. Da, voi a fost mult mai multă lume decât au fost la echipa națională de fotbal a României care s-a calificat la EU. Voi chiar ați avut fani? Da, zilele astea s-au făcut niște comparații. Din punctul meu de vedere, nu și-au locul. Nu vreau să fac nicio... Nu ne deranjează, dar doar că sunt două sporturi total diferite, nu... Personal nu-mi place să mă asociez cu ceea ce înseamnă fotbalul și îmi doresc foarte mult despre echipa națională să se vorbească numai de bine. Da, într-adevăr, primele două meciuri au fost două stadioane fabuloase, mai ales al doilea, 89.000 și ceva de spectatori. Am încercat să ne bucurăm de această experiență. Siguranță toți cei care am fost în teren am învățat foarte multe.
trebuie să mergem înainte. Mă repet, trebuie să avem continuitate și dacă avem posibilitatea să ne luptăm cu astfel de națiuni mult mai des. Noi, într-adevăr, ne-am dorit foarte mult să obținem și victoria împotriva Italiei, pentru că ne-a asigurat pentru prima oară o calificare directă în Japonia. Însă, regrete normal că sunt, că știm că puteam să fim acolo. Dar zic eu că tot ceea ce s-a întâmplat, n-am lăsat nimic pe teren, am încercat să jucăm 100% fiecare meci și la sfârșit s-a tras linie și am terminat unde am terminat. Nu, într-adevăr, că trebuie să recunosc că nu, dar nu eu sunt cel așteptat, cred că băieții sunt, pentru că pe o perioadă de aproape o lună de zile au fost eroii noștri, au fost modelele noastre, ne-am bucurat alături de ei. Am văzut ce înseamnă să joci cu bucurie, cu determinare și să reușești chiar să întorci un rezultat când totul era pierdut. Au fost momente extraordinare, sunt mândru pentru ei și cred că rugbyul românesc are un viitor destul de bun, pentru că au dat un exemplu pentru toți copiii din această țară, că rugbyul este un model pentru societate, un mod de educație în primul rând și un mod de exprimare. Și cred că cea mai frumoasă satisfacție care am avut-o este faptul că într-o seară de octombrie am adus un pic de speranță și multă bucurie în casele românilor. Asta a fost lucrul cel mai frumos. Cum s-a trăit din postura de președinte? A fost greu, pentru că e frumos să fii pe teren, pentru că acolo poți să te exprimi în tribună, ești legat, nu poți decât să suferi, dar am fost alături de ei, am împins și eu în grămadă, așa cum am putut de departe. Așa, am închis ochii când a transformat Vlaicu ultima lovitură de pedeapsă. Cum spuneam, am fost în infern și în extaz. Nu sunteți supărat că au pierdut cu Italia, că nu merg direct la în sport trebuie să știi să pierzi câteodată, dar cred că am pierdut frumos, am lăsat o imagine bună. Sunt niște regrete, într-adevăr, dar această echipă ne-a dat mari speranțe pentru viitor și cred eu că există oportunitatea ca marile națiuni să se oprească din când în când și la București, datorită acestor băieți. Contează mai mult atitudinea decât, să spunem, cele două victorii pe care și le propuseseră? Într-adevăr, ne-am propus două victorii, de fapt, Biroul Federal hotărâs o victorie, dar băieții și au forțat mâna, cum se spune, și cred eu că dacă mai erau 10 minute, veneam acasă cu două victorii. Din păcate, am pierdut, dar atitudinea băieților, maniera în care au reprezentat România și frunza de stejar ne-au dat mare satisfacție. Dar cred eu că este foarte, foarte important în viitor să câștigăm. Pentru că numai cei care câștigă, de cei care câștigă ne reamintim. Ceilalți trec în uitare.